Salut! Bine ați revenit pe armevechi.com. Continuăm seria cu Intro Revolver, serie dedicată începătorilor. Și continuăm astăzi cu episodul numărul 2, și anume cum funcționează un revolver. Am explicat în primul episod diferent, de fapt, componentele unui revolver, pe aceste două revolvere și diferența față de un pistol. Punem pistolul deoparte și ne reîntoarcem la revolvere. Principiul de funcționare al revolverelor este destul de simplu. Ele au un cilindru, acest cilindru, în care se inserează cartușele. Acestea nu sunt cartușe reale, sunt fără pulbere. Deci se inserează cartușele. Se închide cilindrul și se blochează, deci el acum nu mai iasă singur de acolo. Iar rolul cilindrului este de a se învârti și de a aduce pe rând câte un cartuș, el este acum aici, de a-l aduce îndrept cu cocoșul, cu cuiul percutor care se află aici și cu țeava. Da? Deci ori prin acționare manuală a cocoșului. Haideți să-l aducem din coace, da? Deci el este aici. Ori prin acționare manuală se învârte și el este poziționat pe linie, iar la acționarea trăgaciului pleacă glonțul. Să-l ducem înapoi acolo. Ori la acționare în dublă acțiune se rotește, se aduce și la finalul cursei trăgaciului cade. Deci, în mare, cam acesta este principiul de funcționare, spre deosebire de, revenind la pistol, unde aveam cartușele în încărcător și prin culisarea manșonului se încărca, se lua un cartuș, se introducea în cameră și se percuta. Iar după care manșonul singur mergea în spate și reîncărca. Deci așa era la pistol, pe când la revolver cartușele se introduc în cilindru, cilindrul se poziționează la locul lui și rând pe rând, aceasta se învârte invers, rând pe rând se învârt și ajung îndrept cu țeava și pleacă glonțul la acționarea trăgaciului. Dar să luăm fiecare pas din ciclul de funcționare, să îi luăm pe rând. Primul pas ar fi eliberarea cilindrului și bascularea lui în lateral. În funcție de modelul revolverului, preată deblocarea cilindrului, la unele revolvere se face prin apăsare, și acum este se deblochează cilindrul, deci acum este blocat, nu pot să-l scot, iar acum pot să-l scot. La alte, deci asta este Smith & Wesson, se face și Taurus, se face prin apăsare, la Colt și cred că și la Rock Island se face prin tragere în spate, deci în spate și acum vine afară. Iar la Ruger și la Kimber se apasă, deci are un buton aici pe care efectiv se apasă așa către corp. Indiferent de modul de acționare al butonului, principiul este același, se eliberează, se deblochează mai bine zis cilindru, cu mâna folosim forța, nu merge, deci trebuie să-l împingi cu mâna, și el coboară în lateral întotdeauna spre stânga. Deci brațul basculant îl balansează înspre stânga, astfel avem acces la camerele de explozie. Odată eliberat cilindru, avem acces la camere, introducem cartușele, hai să punem doar 3, și închidem la loc
închide și se blochează, da? Deci el acum este blocat, nu se mișcă stânga-dreapta, este blocat. Este pregătit de tragere dacă avem cartușe puse unde trebuie. Pentru că cilindrul la smite mai se învârte în dreapta, le-am pus în dreapta, da? Deci ele acum se duc pe rând, rând pe rând, da? În schimb, dacă eram la colt, care se învârte pe lângă, care se trage în cealaltă parte, are și se învârte cilindru diferit. El se învârte invers și atunci trebuie puse pe stânga, așa, camera de sus goală și la tras el se duce bang. Acum că avem cartușe în cilindru și cilindrul este închis și blocat, putem efectua tragerea. Tragerea se poate efectua la ambele revolvere, sunt single action, double action, amândouă, deci putem ori prin acționarea manuală a cocoșului, da? Deci la acționarea manuală s-a învârtit și a ajuns cartuș pe țeavă, nu pe țeavă, aliniat cu țeava și tragem în single action, da? Foarte ușor, deci de-abia aproape, foarte ușor a trebuit să apăs, deci aia a fost single action, sau tragem în double action. Double action înseamnă că se întâmplă două acțiuni. În prima jumătate a cursei se armează cocoșul, trăgând de trăgaci, iar la final, pang, a căzut. Și la fel este și la acesta. Putem single action, se învârte și se poziționează cartuș drept cu țeava și avem single action. O greutate, trebuie apăsat cu o greutate foarte mică de cam 2 kg, 2 kg și jumătate sau 5 pounds. Da? Sau o greutate în double action, aici trebuie o greutate minim dublă, cam 10, 11, 12, câteodată chiar 14 pounds, aia înseamnă cam 5-7 kg, da? Deci trebuie să au greutate mai greu. Dar la fel, când ai în double action, se învârte preată și acum e aliniat și a căzut și a percutat. După ce am terminat de executat tragerile, toate cartușele sau dacă vrem să ne oprim după câteva și vrem să schimbăm cu cartuș, să eliberăm tuburile goale și să introducem cartușe noi, trebuie să eliberăm cilindrul, să-l basculăm și să folosim tija ejectoare, adică aceasta, să ejectăm tuburile goale sau dacă au rămas cartușe netrase și cartușele. La fel și aici, apăsăm, eliberăm și extragem tuburile goale. Ce este de menționat este că la revolverele cu țeavă mai mare de 2,5 inci, acesta este de 4, tija are loc să fie destul de lungă încât prin apăsarea ei completă, da, deci până în capăt, să ejectăm tuburile în întregime, da? Deci tuburile, dacă ar fi doar tubul fără vârf, ar fi afară, pentru că tija este destul de lungă și le împinge de tot afară. Mai rămân poate un milimetru. În schimb, la revolverele cu țeavă sub 2,5, până în 2,5 inch inclus, tija este mai mică, da? Este mai scurtă și nu are destulă lungime încât să scoată de tot tuburile goale și atunci ele rămân. De aceea este important, mai ales la revolverele mici, să apăsăm riguros, apropo, nu, atenție, nu așa, așa, să apăsăm riguros pe tija de ejectare, pentru că tuburile, după ce au fost trase, sunt expandate și ele ies mai greu. Acum, acestea ies ușor pentru că sunt și grele, sunt și grele și nici nu sunt expandate. Dar un tub tras se expandează și iese mai greu și atunci trebuie apăsat riguros
pentru a le arunca. Și la revolverele mari trebuie oarecum riguros, mai ales dacă tragi cu 357 Magnum, calea se expandează. Dar aici te ajută lungimea tijei și atunci ele sunt ejectate de tot. Aici există steaua care prinde de rama, cartușului și așa sunt extrase din camerele de explozie. Cam acesta este ciclul de funcționare al unui revolver, ciclul și principiul de funcționare. Este, după cum am zis inițial, este destul de simplist, mai ales comparativ cu pistolul. Aici vorbim, revolverele nu s-au modificat în ultimii 150 de ani aproximativ, 120. Cam așa, 120-130 de ani, de prin 1900, hai să zicem, din jurul anului 1900, cam acesta este principiul de funcționare cu macara basculantă în stânga, hand ejector îi spune, și cu tija și cu steaua în capăt care ejectează tuburile goale. Înainte de acest principiu au existat și altele, au fost revolverele cu percuție care se efectiv se rupeau în două, care aveau, o să explice colegul imediat, pe scurt, iar și înainte de alea, de acelea existau care se rupeau în două, în jos și erau unele care se rupeau în sus, pentru a ajunge la cartușe. Dar de prin 1900, principiul în mare 95-99% din cazuri revolverele sunt moderne din 1900 sunt toate pe acest principiu. La primele revolvere, cele cu pulbere neagră, cadrul nici măcar nu se închidea pe deasupra cilindrului sau butoiașului, iar încărcarea se făcea prin această cresătură de la spate. Se punea capsa în spatele cilindrului. Iar la primele revolvere cu cartuș metalic, cilindrul nu se scotea afară, nu se bascula, ci se încărca pe la spate prin această loading gate sau poartă de încărcare. Acesta a fost materialul despre principiul de funcționare al revolverelor moderne. În următoarele două episoade, cel mai probabil voi vorbi despre metode de reîncărcare, tehnici de reîncărcare și metode de reîncărcare cu speed loader și cu speed strips. Până atunci, salut!